Bună ziua și bine v-am găsit. Iată, n-am mai făcut un filmuleț despre ceea ce am făcut eu prin stupină. Aici, pe rândul acesta, am micronucleel, adică sunt stupid, dar am făcut nucleeni. Eu le-am făcut pe două rame, iar acum ele, unele sunt pe 5, unele pe 3, în funcție de cum s-au împerecheat măcii. Ceea ce trebuie să înțelegeți este cum le întrețin eu, fiindcă m-am tot interesat de hrana albinelor, de metodă de a combate varroa, de mai multe lucruri și atunci am combinat această informație ce am avut-o eu la îndemână și iată am obținut această metodă de hrănire. Deci, aici avem șerbet, cei care mă urmăriți știți cam cum se prepară, îl găsiți în filmele anterioare. Iată cum îl consumă albina, o să vă arăt și alte hrănitoare la alt stup. Nu o să vă arăt în schimb ramele. Iar aici am sirop cu ulei esențial. Cei care sunteți interesați de uleiurile esențiale, trebuie să știți că din momentul acesta am trecut la sirop 2 în 1, la care adaug 0,2 ml de ulei esențial la litru de sirop 2 în 1. Bun. Uleiul esențial nu se adaugă ca atare, ci se prepară cu blenderul, se prepară mixura. Cine dorește, urmărește filmele anterioare și găsește tot ce are nevoie despre uleiurile esențiale. Bun, cam asta este. O să vă arăt mai departe și la alt nucleu, să vă arăt cam ce am făcut. Iată, trecem la un alt stup. Aici am avut două nuclee, da? Pe două rame, făcut frumos, două. Și ce s-a întâmplat? În partea aceasta din stânga nu s-a împerecheat matca. Și fiindcă nu s-a împerecheat, am ridicat această diafragmă, am scuturat toată albina aici și am lăsat ca toată albina să treacă în partea în care, nu, în care era împerecheată masca. Nu mai deranjăm, avem aceste diafragme. Eu am ales diafragme de 3. Le-am măsurat ca să vedeți că eu anul ăsta, cum sunt mai zgârcit așa, am măsurat exact și lungimea diafragmei este de 453 de milimetri. Iar lățimea, de sus, înălțimea este de 305-310, fiindcă așa am făcut eu o economie mai mare la acest material. Iată, așa fain vine, măsurat perfect. Dacă vă întrebați cu ce am măsurat, cu un boloboc de 80 de centimetri l-am măsurat și am tăiat perfect. Bun. Aici am dat șerbet, a avut șerbet și el, dar i-am pus-o lângă rame, jos. Iată, ei așa consumă șerbetul fără nicio pierdere și nici furtișag, iar acum o să-i dau siropul și șerbetul. Ceea ce este un aspect important este că nu pot să mai pun sita, din cauza că pun aceste hrănitoare cu șerbet. Dar eu totuși o să-i dau sirop și atunci am luat aceste plase, ele se numesc plase pentru propolis. Aici o să tai pentru sticlă loc și pun această plasă ca să pot să-i dau și sirop. Deci îi dau uleiul esențial cu sirop și aici îi dau șerbetul. Sunt foarte mulțumit de cum evoluează cu șerbet. Ritmul de oat al măcii e cu totul altul. Albina consumă foarte bine șerbetul. O să vă arăt la alte nuclee, că la asta aveam altceva de prezentat și mai am de configurat un pic suprafața. Atunci o să vă prezint la un alt stup, un alt nucleu.
Bun. Bine, iată să continuăm și am să vă arăt și o problemă neplăcută pe care am observat-o, e primul la care văd acest lucru, fiind temperaturi înalte, uitați aici, sau încă nu pricep, albina rămâne înțepenită în șerbet, ea are destul de facilă mutarea aceasta, se poate muta cum dorește, dar totuși să verific dacă are spațiu suficient. Nu mi-au plăcut aceste hrănitoare niciodată, nu mi-au plăcut și nici nu cred că o să-mi placă vreodată, tocmai din motivul că moare albina e. Eu n-am înțeles fenomenul nici în ziua de azi. Acum o să-i pun un bețișor aici, poate din cauza aceasta, nu știu. Voi vedea. Nu la toate mi se întâmplă. De exemplu, am dat șerbet și n-a fost nicio problemă. Iată, în schimb, aici totul decurge foarte bine. Ceea ce trebuie să înțelegeți este că șerbetul, când îl turnați, probabil am turnat prea mult pentru o colonie. El este tare, acum el este tare, da. Dar când începe albina și lucrează la el și îl transportă, se moaie undeva la 30 ceva de grade, el începe de se moaie. Și atunci apar problemele, văd că, dar nu la toți, ăsta e primul la care am observat. Este de luat în seamă. Bun, data viitoare o să-i dau mai puțin, ca să nu mai aibă probleme. Deci, iată, cam așa decurge hrănirea cu șerbet și cu sirop, cu uleiuri esențiale. Până data viitoare, numai bine. Iată, cam atât am avut de prezentat și lucruri mai plăcute și mai neplăcute. Asta este. Bine. Numai bine. Până data viitoare.